Bună ziua, bine ați venit, sunt Marlena Voinea, vicepreședinte al CSVTB Roman. Acesta este startul parteneriatului dintre Bucurie Mișcare și Roman Tudir MTB 2024, cea de-a treia ediție. Este o zi frumoasă, am avut noroc să nu avem parte de ploaie. Numărul de concurenți pe care l-am estimat, după cum puteți vedea acolo, este depășit. Și succes tuturor participanților, mulțumim tuturor partenerilor și tuturor sponsorilor și tuturor voluntarilor și o zi bună vă doresc! Vă mulțumim frumos că ați venit la concursul nostru, mult succes și vă așteptăm în continuare și la edițiile următoare! Bună dimineața, suntem în a doua zi de Bucurie Mișcare la Roman, suntem în cetatea nouă a Romanului, ieri am fost în piața Roma în Vodă, avem foarte multe activități sportive pregătite. Bucurie Mișcare se desfășoară anul acesta în 9 orașe, suntem în primul weekend, în perioada 11 mai, 16 iunie. Dorim să facem cât mai multă mișcare, să facem cât mai mult sport și haideți la mișcare! Câți participanți estimați că sunt astăzi? Astăzi estimăm în jur de 1000 de participanți. Aici avem inclus și turnirul MTB, unde deja sunt înscriși 500, aproximativ 500 de participanți. Ieri au fost în jur de 1000-1500 de oameni în piața Roman Vodă. La mai mulți. La mai mulți. Următoarea ediție o să fie și mai mult. Ne dorim din suflet. Nu e primul an în care venim cu Bucurie Mișcare la Roman. Cred că am venit de cel puțin 7-8 ori. Ne bucurăm că putem veni an de an și găsim o echipă frumoasă aici. Bună ziua! Este, după cum vedeți, o efervescență. Avem voluntari în număr de aproximativ 100. Sunt de la PTPI, de la Organizația de Tineret și de la liceele din Roman. Suntem și voluntari adulți care facem treaba asta de, iată, la a treia ediție. Și ne-am mobilizat toți, suntem prezenți aici de la ora 6 și o să ducem evenimentul la bun sfârșit, sperăm, fără probleme și cu bucurie. Față de edițiile trecute sunt mai mulți voluntari? Sau? Da, dintotdeauna au fost necesarul de voluntari de 100 de persoane, același necesar îl avem și astăzi, în plus avem și Bucuria de Mișcare alături de noi, care suplimentează necesarul de voluntari și suntem mai mult deci. Ce așteptări aveți de la evenimentul de astăzi? Păi avem concursul MTB cu cele 4 trasee care se duc în pădure, cursa copiilor, au venit și partenerii noștri de la Iași cu Happy Sportul și cu mișcarea pentru copii la biciclete, mă refer. Și avem aici mai multe jocuri organizate de cei de la Bucurie Mișcare și diverse alte activități pe scenă. Da, aici suntem prima oară, venim de la Craiova, ne zicem Roți Umflate, un grup uniți prin bicicletă din Craiova. Alergăm peste tot prin țară, alergăm, e mult spus alergăm, mergem de plăcere. Și aici am văzut ceva altceva. Foarte frumos din partea lor, au organizat și pentru persoanele cu dizabilități. Un gest frumos, am mai văzut în alte părți, gen pe la Comana, dar aici e dusă la alt nivel. În afară de munca lor, pun și suflet oamenii, asta e cel mai important. Felicitări și la anul revenim cu siguranță, chiar dacă e foarte departe, promitem să venim din nou. Vasile Damian, sunt din Vaslui, am 66 de ani, particip pentru prima dată la un, la o acțiune de genul ăsta, dar eu sunt obișnuit cu mișcarea, biciclesc în fiecare zi, aproape de solo, nu prea îmi găsesc partener de pedalat și sper să finalizez cursa. Nu e Vaslui mai prietenos cu bicicliștii față de zona asta? Nu, nu, nu. Cred că eu sunt aproape un caz singular.
Totuși, pe WhatsApp avem un grup de bicicliști. Eu pedalez în ritmul meu o oră pe zi pentru sănătate. Da. Și pentru recreere? Și recreere, sigur. În fiecare zi aproape după ce vin de la serviciu, deși am pensionat de câțiva ani, cu o oră mi-o dedic, dacă nu-i vremea potrivită, mersului pe jos sau, dacă e vremea bună, bicicleta. Dar în afara orașului, pe drumuri de pământ aproape. Aici ați venit ca spectator sau ca și concurent? Concurent. Sunt înscris, am numărul 49 la traseul cu roșu. Mult succes! Mulțumesc! Mult succes. Sănătate! Ai vreo cameră în plus?